Până în 2018, tot învățământul preuniversitar ar trebui digitalizat. Metodologia privind evaluarea sau reevaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestiunea manualelor școlare în învățământul preuniversitar prevede ca manualele școlare să se prezinte în trei forme, varianta tipărită, digitală și online. Ele ar fi trebuit introduse pentru clasa 1 încă din această iarnă, însă acest lucru a fost amânat pentru anul școlar 2014-2015. Din decembrie manualele digitale ar fi fost disponibile pentru disciplinele comunicare limba română, comunicare în limba maternă, matematică și explorarea mediului. Reprezentanții Ministerului au precizat că nici nu există bani pentru tipărirea unora noi, așa că părinții ar putea fi puși în situația de a cumpăra cărțile de pe care vor învăța copiilor. Potrivit Ministerului, în prezent, numărul total de programe școlare pentru învățământul preuniversitar este de 555, din care 279 de programe sunt acoperite de manuale școlare, în timp ce pentru restul de 276 nu există manuale aprobate, fie din cauza slabei calități științifice a acestor manuale care nu au fost admise după evaluare, fie din cauza constrângerilor bugetare care au condus la amânarea sau anularea sesiunilor anuale de evaluare. În prezent, în sistemul de învățământ preuniversitar figurează peste 1400 de titluri de manuale școlare, dintre care 293 pentru învățământul primar, 386 gimnaziu, 339 pentru liceu ciclul inferior și 473 pentru liceu ciclul superior.